Salut tuturor, toată lumea, noi este Xlader și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal alături de celebru Rafael aici de față. Astăzi suntem pe contul meu pentru că vreau să îmi schimb deck-ul. Ați auzit foarte bine, a vrut lumea să face, să mai facem și performanța în acest joc. Așa că voi încerca să investesc pe aici cu cap, să vedem dacă mă duce capul să investesc bine pe aici. O să mai trecem și pe contul Rafael, o să mai jucăm și 1v1 cu el pe bani așa reali. Pentru că nu mai am bănuți și s-ar putea să facem un 1v1 Rafael, să vedem care e treaba. Avem și aici niște oferte, ar trebui să cumpăr oferta asta și o să o cumpăr, pentru că s-ar putea să-mi dea o legendară. Dacă nu, o să mai pun încă atâta și o să iau 40.000 gold, care o să mă ajute să evoluez cărți. Nici nu știu sigur, Rafaele, ce-mi recomand tu aia facem. Așa că haideți să luăm cadoul de la Supercell astăzi, Rafaele. Cadou. Cadoul. Cadoul este niște cărți în astea, nu știu dacă mă vor ajuta la ceva. Și haide să ne uităm. Am întrebat eu toată lumea și au zis că deck-ul ăsta s-ar putea să mă țină mult, adică loc bait în loc de knight are asta, Valkyria sau Hawk Cycle, care îl iubește toată lumea. Și o să trecem pe Hawk Cycle, Rafaele, pentru că este foarte iubit. A mai apărut și aici un challenge, de stați până la sfârșitul episodului, a apărut un challenge. O să facem mâinurile astea, o să luăm toate chestiile de aici și o să avansăm. Hai să deschidem astea. Poate ca prin minuni ne pică și nouă legendare. Și am un canal nou, Xmarius, în descriere dacă vă interesează conținut extra. Și Instagramul meu este xlader1, tot la fel. Și acolo îmi dă lumea mesaje și când dau să mă uit la... Zice, am un chest top pe de ok. Și mă uit la ei pe profil și ei nu m-au pe mine la follow. Opa. De-aia nu vă iau chest opening, că nu mă aveți la follow, vedeți? Nu mă are la follow. Doamne, ce urât. O să deschidem asta așa. S-au terminat și chesturile de aici. O să mergem și pe contul Rafael să-i luăm oferta și să vedem ce oferte mai are pe acolo. Și poate mă impresionează ceva până la lacrimi și chiar îl cumpăr, Rafaele. Poate ai ceva să te impresioneze până la lacrimi, să plângi. Am uitat, Rafaele, mai am un chest de colectat, dar poate îți dă o legendară. Bă, de când îmi doresc să apuc? De când m-am apucat de joc, s-a pus și eu o legendară din chestul ăsta de aici. Hai să folosim. Fii atent. Și pentru că vreau să generez astăzi un comentariu, o să deschid. Stai că nu se vede bine. Uite, băieți, am un chest nou aici, uite, cu 9 gemuri. Wow! S-a generat acolo multe comentarii. Opa. Hai să-ți luăm asta gratis. Așa, și să vedem ce ofertă. Deci încă insistă cu oferta asta, Rafaele. Înseamnă că ar trebui să faci un episod în care cumperi oferta asta. Să vezi ce distracție o să fie. Când cumperi oferta asta o să te minunezi, o să zici, wow, ce viață frumoasă. Am băgat 100 de lei. Da, mă, Rafaele, uite, ai golem de piaccio. Așa. Ok, mai ai chestul ăsta de level 12. Are o legendară garantată, adică nu chiar o legendară. Are un wildcard garantat și parola de astăzi este... Greblă în nisip. E parola de astăzi, a mers. Arpacaci în urechi. Ia zis din legendara Log, îmi place. Log. Asta care trage pe nas, trage pe gură, pardon. Așa. Deci cam asta este, Rafaele, cam asta e deco. Rafaele, va trebui să mai facem chestii, să mai avansăm, mai 75.000 să facem săgețele la 13. Și a zis lumea, de ce ai vrut tu balon la level maxim? Că ei vor la baretă la level maxim. Deci, Rafaele, a fost vina ta. Că tu ai vrut balon la level maxim. Ei au vrut Lava Hound la level maxim. Că e legendar, auzi? Nu, okay. Balonul e legendar. O să trecem pe contul meu din nou. Bă, încă nu știu ce să fac și ce ofertă să iau. 15 lei, de la 15 lei la 35 de lei, cât mai e? 20 de lei? 20 de lei în plus, adică două oferte de-astea. Îmi dă 4 chei. Nu am ce face cu cheile și de-asta. Ok, întâi avansăm deck-ul. Încerc aici să avansez tot ce pot. Ăsta este un golem de biaccio, așa se spune în italiană. Așa. Level 12, o să avansez și locul, iar s-a dus banii. Toată lumea iubește decul ăsta Hawk Cycle. Toată lumea iubește. S-a votat acolo. Hawk Cycle, loc bait. Deocamdată asta o să-l las la 13, pentru că vrea prea mult gold. Mușchetara este vedeta din acest deck. Așa că hai să vedem ce aș putea eu. Mai e tunul ăsta. Noi avem aici multe chestii. Mai avem așa. Avem cărțile astea. O să le bag în tun. Ca să avansăm tunul la 13. Ce mai avem acolo? Un golem de biaccio.
Golem de biaciu, ăsta ce e rară. O să băgăm niște rare în golemul ăsta. Așa. Ce mai avem? Mai avem niște epice. Epice nu folosesc, văd. Opa. Rafaele, epice nu are deck ăsta epice. Ok, cam toate sunt bine. Ăsta ce e asta? Asta e... Ok, trebuie 3 scheletoni. Ăsta, ăștia nu prea contează, zice, să fiu scheletoni ăștia. Ăștia cred că sunt doar de cycle ăstea două. Ai spiritul și cu ăstea, așa că cred că o să pun 3 scheletoni. Uite, na, areți mă și voi 1000 de cărți. Așa la mișto. Am întrebat toată lumea ce deck avansez, să nu mai vă aud peste o lună că nu mai e bun deck-ul. Că deja avem un deck full maxat și îl aruncăm la gunoi. Uite, Rafa. Nu mai e bun. Nu gata. E bun, bă. Ok, problema este la mușchetara asta. De unde e o rare? Rare o să... Așa. Mai ne trebuie niște legendare. Am 7 legendare acolo pregătite pentru loc, măcar să-l am de 13. 7 legendare. Am 9 legendare pentru log. Pentru log, băgăm în log. Gold. Poftim? O să vedem dacă ne mai trebuie. Trebuie să vedem, întâi să le ducem pe toate, să vedem cam unde sunt. Unde ne situăm. Mai ne trebuie niște rare pentru asta, cred că nu mai am rare. S-ar putea să le fi băgat în altceva și asta e tot rară. Asta e rară și asta e tot rară. Asta e tot rară. Și astea sunt vedetele, bă. Decului. Rare. Uite, nu mai am rare. Am băgat greșit, că știam ce vreau să fac. Am băgat greșit, Rafa. Opa. Vă rog frumos să mă iertați că am băgat greșit. Vei pe flacără. Și să nu mă certam. Să nu mă certați. Bă, așa. Mușchetara trebuie neapărat avansată. Așa că o să introduc o carte în ea. Asta e pentru epice. Asta e pentru orice carte și asta e pentru... Pentru nimic. Că nu am cărțile astea. Dar de ce nu mă lasă să dau pe loc? Ok. Ah, întâi, cred că întâi trebuie să-l avansez. Ok, hai să dăm 75.000 gold. Bă, nu așa, nu vreau asta. Vreau mușchetara. E, nu ai pentru rara. Stai puțin, Rafa, stai puțin. Vreau mușchetara. Ba, dar am o carte, Rafa, uite asta. Uite, na. Wow. Să mă jure lumea. Bă, n-ai făcut bine acolo. Ei, după ce se uită la video, să mai gândesc, știi? Și după aia realizează. Și tot la fel. Dar acum eu nu gândesc, că sunt așa cu adrenalina. Ok, Rafa, uite, wow. S-a avansat aproape tot deck-ul. O să avansez mușchetara. Și nu mai avem gold. Asta e problema masivă acestui. Și deja nu e level 14. Ceva nu e bine, Rafa. O să avansez și logo-ul. Sau ăsta. Hai să-l avansez pe Don Gis. Eu nu înțeleg. Ce cifra e de la levelul tău? Eu nu pricep. Ce să ce cifra e? 86.000. Aia? Ce? Sunt banii cu care schimb pe skin-uri în joc. Uite, uite skin-ul ăsta. Dacă vrei skin. Am înțeles. Așa, da-i aia. Ok, este o problemă destul de mare, că nu mai avem gold. Problema este destul de mare, aș putea să mai bag aici, aș putea să mai avansez o singură carte, dar nu știu pe care. Câte? 75.000, cred că tunul ăsta, pentru că mai am un gold coin. Dacă te uiți aici, mai am un gold coin, ăsta îți bagă banii. Însă, dacă eu îl avansez, nu-ți dă... lasă. Pierd 25.000 gold. Dar măcar l-am avansat, băieți. Ia uite cum se introduce acum și level și tot. Așa, Rafael e cam level 13, 13, 13. Păi și nu facem logo? Flacăra 12, logo, nu mai avem bani. Cât ne mai trebuie? 2600, îți vine să-ți dai bani. Ok. Deci, va trebui să cumpărăm oferta asta și ca să avansăm logo. Cam cât trebuie? 75.000 și mai o să mă juc un moment la challenge-ul ăla. Așa că dați-mi un moment să mai băgăm niște bănuți, să mai pompăm aici, că oamenii zic, bă, nu mai băga bani, slidere. Sau cumpără toate ofertele și fă-ți contul maxat. Deci că lucrez la bancă eu. Orice ofertă de aici este cumpărată din buget propriu și nu sunt sponsorizat de acest joc. Dacă aș fi sponsorizat, aș avea un cod aici și nu dețin acel cod. Deocamdată. Cred. Am cumpărat oferta, băieți, să sperăm, da, nu cred, nu sunt sigur, Rafaele, să sperăm că ne dă și nouă o legendară. Uite, ne mai iete pe Canon,
Da, nu ne dă, bă. Ți-am zis, e țapă, mare parte pentru Gold am luat oferta. Mare parte pentru Gold am luat oferta. O să facem niște 1v1 cu Rafael, dar mai întâi de asta va trebui să luăm toate chesturile de aici și tot Gold-ul pentru a ne apropia, să facem noul nostru deck. Aici toată lumea îl iubește și ne mai trebuie câte gemuri, ne mai trebuie 700. Ok. Să, oricum, aici o să am mare problemă pentru că nu o să, uite, și ăștia cer 75.000. Ar fi bine să fie bun de ăsta Rafael, și să nu mai aud comentarii. Ar fi bine, după. Marius. Nu e bun Mega Pekka. Nu mai este bun. Mie îmi place Hawk Cycle. Orice deck din ăsta ți-a bani mulți de tot, mulți. Și de-aia și fac cu meta astea ca să ia, ce deck am? Intrai cu Hawk Cycle. Oala intrai. Mamă, okay, ce-mi place mie Hawk Cycle. Clasic. Le dor 5 cărți în 3 secunde. Mamă, mamă, ce repede merg. Mamă, mamă, ce repede merg. Bă, ce se desfășoară, bă, așa repede, că nu mă duce capul. Hai, mă, risc că pumnii tăi minte nu are. Eu nu știu să-l joc. Fii atent, la deck-ul ăsta totul este despre placements. Vezi pătratele astea? Depinde unde pui cărțile. Ia, yeah. Wow, balon cu rage. Și cu rage. Încă un rage. Mai nou. Hai, logule, du-te. Log maxat. Păi nu e, mă, că jucăm în celelalte, toate 11. Deocamdată n-am intrat în arena. N-ai ce dezamăgire, că e level 12, frate. Ai level 14 pe toate cărțile. N-ai ce căuta cu deck-ul ăsta, deocamdată. Dar vreau să-l exersez. Sunt deja dezamăgit. Da, Rafaele, dă-mi tu bani mie, mă împrumut până la următoarea pensie. Și-l iau, luăm. Voi pune ochelarii să-ți poarte noroc. Mă, până acum suntem egali. Am o idee, dar nu mi se carcă destul de repede. Aoleo, măiculiță. Ce rateuri dau. Bă, dar și să, adică nu știu dacă e de rush de cu ăsta, ok. Frate, câte cărți trebuie să pui, ești nebun la cap. Eu nu înțeleg, nu înțeleg ce se întâmplă aici, trebuie să-mi explici. Nu înțeleg ce se întâmplă, sunt mii de cărți puse. Hai că mi-am pus ochelarii. Hai, ce de ochelari să spui, ce-ai? Bă, ceva, Marius. Fireball! Mamma mia, che fireball! Fireball! Așa ar fi mândru de mine. M-am transformat în Grax, ești nebun eu. Ușor, ușor. Pierde-te aici. Wow! Asta îți place, wow. La tipul ăsta, că dai mereu rush. Yeah. Mamma mia, că fireballa! Ce se distrează X-Slader, bă. Ok, mai departe, Rafaele, mai departe cu acest deck. John Labu, ăsta îmi place numele. Interesant. Uite, dă drăși pe aia, ești nebun. Eu nici n-ajung niciodată, ce-ai? Decul ăsta e
top pe defensivă. Mamă mie che fireball, mamă mie che fireball, mamă mie che fireball, 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 fireball. Mamă, are contra, vezi? Labul ăsta. John Labul ăsta. Wow. Don John Labul. King John Labul. Niciodată în viața lui Mega Knight-ul ăla nu s-a ajungă, eu știu destul de bine. Dar rage pe bar, rage pe rage! Pă frate, dar ăștia zici că sunt nebun la capăt. Problema e că are Mega Knight și o să-mi oprească Hog-ul ăla de multe ori. Poftim? Mamă, mamă, stai că eu încă nu știu să-l joc, ar fi mișto să-l învăț să-l joc, știi? Și să zic, mamma mia, che farfalla. Uite, bă, are Lightning Strike, omul tău. Inferno Tauraș. Poftim. Cum naiba să ajung eu cu Hog-ul acolo vreodată, în viața asta? Plus că o lor razna, băiatul tău, aurel, o lor razna, bă. Băiatul tău o lor razna. După ce care Mega Knight pentru ăla, mai are și ălălaltul. Dă, nu te lasă să treci de el. Mamă, 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 mamă. Dă cu Mega Knight-ul cap. Ia uite altul, ești nebun, mai are și oglindă. Mama mia, che fireball. Ia uite frate, n-ai cum, ăsta e super contra pentru deck-ul. Contra. N-ai cum, e super contra, ești nebun. De ce nu pot să zic mama mia, che fireball-a? Nu ai voie, că e interzis. Labu, mă bătu Labu, bă, dacă și Don John Labu. Mie abonații zic așa: vorbește, mă, rămânește, că ești român. Păi dacă îl cheamă John Labu, ce vrei să-i fac eu? Ia, 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 vreau să văd. Ok, iar ăsta, frate! Bă, frate, dar zici că sunt căpiați cu astea, bă. Trebuia să dau flacăra pe ăla. Pe butoi, pe dungeon labu. Dă-i dracu cu minte de broscoi. Sare non-stop. Nisip în forfecuță. Poate dacă zic parola te ajută, mă. Nu, nu, nu mă ajută. Calmează-te puțin, Rafa. Un John Labo m-ar ajuta în momentul ăsta. Po, frate, bă, dar grele sunt meciurile, bă. Mă las, n-am ce să fac. Hai cu Bedwars. John Labo! M-am uitat, eu mă uit, eu sunt spectator, bă! Eu sunt spectator, joci, eu am uitat să joc. Una. Atât ajunge. Eu sunt spectator, mă. Eu sunt spectator, mă. Bă, frate, eu sunt spectator. Mamă, ce trage tunul ăla. Cu John Labu, cu ăștia. Mamă, ce predicție am făcut la copilul ăla acolo. Nu, 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 orice da John Labu, să nu câștige. Tu ești contra acum. Nu sunt nicio contra.
zic că e Mega Knight acolo. Bă, frate, dar termină cu Mega Knight-ul ăla, bă! Bă, dacă mă joc acum pe ca Mega Knight, nu mai îmi dă niciun Mega Knight. Mamă, și John Labu mă bătu, bă. Bă, nu pot să mai suport asta. Hai, tata, du-te, Hogole. Du-te, niciun scarmi, nimic. Iar Mega... Bă, frate, tot joacă Mega... Bă, e ceva neregulă, mă. Eu ți-o spun. Du-te, John Labu, du-te, tata. John Labu, du-te, tata, așa. Scălciază-l, mă, una, două, trei. Trei și atât ajunge. Se supără John. Bă, Deku e mișto, îmi place ideea de Deku ăsta, mișto, rău de tot. Și îmi place și ideea de John Labu. Una, două. Ia uite Rafa, cum l-am... Ok, un hog acolo trebuie să lovească, orice ar fi. Facem la cycle. Facem la cycle. Și n-are ce să se întâmple. N-are cum să nu se întâmple nimic acolo. Așa, eram sigur că se întâmplă ceva. Ok. Punem așa. Punem... Flacăra. Mamma mia, che firepalla! Mamă, cum face X-Slater. A strigat cu jerseu, cu toate alea. Ce muncesc mușchetarele alea. Eu ar trebui să fiu reclamat că abuzez niște mușchetare. Aoleo, măiculiță. Am dat pe lângă, am dat pe lângă, pe lângă, am dat pe lângă. Come on, Marius. Ce fericit sunt ăștia. Wow. Așa o să fie. Așa o să fie toate meciurile până învăț să joc, Rafaele. Nimeni nu o să joace deck-ul ăsta din prima bine. Mulți le vită, că nu le place conceptul ăsta. Hai, ok. Bă, zic că e bine. Zic că e bine. Deocamdată zic că e bine. Golem de Biacho. Și mai dăm o dată, ești nebun. Abia ce-am atacat. Golem de Biacho. Aoleu, am pus mușchetara! Bă, frate, dar am greșit, mă! Am pus mușchetara, am vrut să pun golemul, bă! Îmi bat joc, mă, pur și simplu, bă. Oh, cred că mai revin aici. Aparent toată lumea joacă acum Inferno Tower, nu? Aparent toată lumea joacă Inferno Tower. Poate e prea mult să înveți pe ăsta cu viteză. Se poate, se poate, se poate, se poate. Hai că mai recuperai ceva acolo. Toată lumea are Mega Knight și ăla. Bă, frate, zici că sunt virusați toți. De unde joacă toți Mega Knight acum? Dacă bag pe deck-ul meu, nu mai joacă nimeni Mega Knight. Mamma mia! Hai că mai recuperai, Rafa. Ca să știi și tu. Pleacă, bă, acasă, prințesele tele de aici. Bă, dar nu am elixir.
dat două lovituri, e perfect. Pentru mine e perfect. Deci, a, ok. Golem de biacio, golem de biacio. De biacio golemul, este de biacio golemul acela. Este de biacio. Un golem, dacă ar fi și el de biacio, mi-ar fi mult mai bine. Nu știu de ce a pus acolo. Opa. Opa. Mamă, mamă, nu mai știu ce să mai fac. Nu mai dete blue screen și blue eroare la cap. O să pun Inferno Tower-ul. Ok, mamă, și am văzut la grea cum făcea el cycle așa. El făcea cycle, cycle, făcea el cycle și făcea cycle așa și dădea așa și după aia zicea mamma mia che fireballa, zicea așa, zicea el. Iată. Wow. Oh my god. Bă, în primul rând că e și o viteză prea mare și trebuie să pui cărțile insane, e și un hog de cycle, e și un deck de cycle. Vreau să văd ce trofeu ăștia și unde mă joc, uite, 4600. Dacă unul mă bate de 4600, pe eu n-am ce căutam 5600. Asta cât are, mă? 4200. El are level 14 și are 4200 de trofee. Dar nu mai spune la nimeni asta, că poate ne crede. Interesant. Level 14. Hai, mă. Deci, punem scheletonii ăștia. Ok, ok. Asta o să fie bine. Să fie bine, pentru că o să... Aoleu, stai că am greșit eu. Bă, dar dă tunul ăla. Ia uite-l, mă, ce încearcă el. Uite ce se încearcă aici, vă. Cu dăstea, să trimeate el multe. Bă, dar eu n-am elixir, mă, ești nebun. Ce să audem așa? Ce să audem, că n-am atins microfonul. S-a auzit un scurt circuit, cum ar veni. Da? Mama, mama, ce vine, bă, bă, frate, dar îi dau non-stop, mă, băga mie și piciorul să-i dau eu. Încearcă dălea hoațe cu mine, bă, frate, bă. Mie nu-mi plac astea. Mama, mama, Valkyria, păi deja a ajuns Valkyria, e nebun. O, dracu, nespălat-o. El vrea să facă de-astea cu mine experiment. Păi cum să joc eu o gura fac cu atâtea clădiri? Ceva nu e regulă. Mereu se întâmplă asta. Dă elixir mai mult în pana mea. A, păi frate, are 10.000 de clădiri, bă! Păi astea sunt făcute să nu le câștig. Păi nu o să ajung niciodată în viața mea cu atâtea clădiri, mă. Bă, frate, dar prea multe clădiri joacă ăștia. Nebunire la cap. Ăștia ăsta e nebun la cap, știe că am flacăra și tot face, ok, va rămâne decât să mă, să mă apăr, că văd că nebunii la cap, copilul meu, omul meu aurel nebunii, văd, văd că nebunii, nu mai judecă. Unul în față, acolo, ia uite ce acolo. Acolo. Păi așa face ele, vrea orășele, leneșe. Problema e că nu mi-ajunge hog-ul, nu mi-ajunge, pur și simplu.
Na, nu am ce să-i fac. Uite-te, știu, m-au abuzat cu clădiri. Și cu tun. Mă, de ce ai avea și tun, mă, frățioarele meu? Fă, mamă, 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 ce grele sunt și ăștia, mă. Vezi, bă, Rafa, ce înseamnă să-ți dea contra non-stop? Da. Didi. Măcar nu mai cheamă John Labo. Donule. Ia, una, două, trei, și a patra, ești de bun. Cea baluța, vreau să zici. Mamă, dar nu stop de ăsta, stau lui Razna, bă! Are același deck ca mine, ești nebun? John Labu ăsta. Praz de deck. Nu știu, e tare, hai pune-o. Ok, a pus tu, nu? Știe tot ăsta, bă. Ăsta eu cred că e jucător mare de ăsta, bă. Dar unde știe el așa ceva? Pune tunul, pune tunul. Hai. Ok. Iar nu ajunge din cauza la tun. Și eu pun și eu tunul. Mama, ce lași deck, ești nebun. A dat flăcăra pe lângă. Hai mă, dă-i mă elixir, n-am elixir să atac, mă, bă, frate, chiar cât... Mama, 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 ok, ok. Dă-i, dă-i, poți să pui tu ce vrei acolo. O să cam dus turnul ăla. Și acum îl bat în flăcări. Mama, mama, da, iar da pe lângă flăcăra. Acum e 100% câștigat. E al tău. Acum trimite, eu nu înțeleg cum ar trimite Hogun două mușchetare, double maschi. Boy. Doi, 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 doi. Doi, doi, pune tu nu, hai. Ia. Și dă și la o bucățică de cărniță. Ia tata, ia de aici, dacă tu vrei să facem de-astea, facem. Na, Rafa, că ți l-am bătut cu același wow. Wow. Ce dar au fel cu bani. Ok, mai departe. Hai că am recuperat niște bănuți. Mai am puțin și fac banii aia pentru următoarea carte. Următoarea carte. Ok, ok. Și îl trimit așa cu ăsta și dăm așa. Mama, mama. Vreau să văd cum mă apar aici. Tare sunt curios cum o să mă apar. Știu că mușchetarea e vedeta de aici. Mamă, uite-te și tu. Bă, cât de bun e decul ăsta. O, frate, bă, Ilie. Aul, dracu să n-am. Opa. Vezi că a tras cam mult din turnul ăla. Da, mă, dar îl subestimai pe ăla, mă, dar are rage de-aia, tocmai de-aia. Înțelegi de ce? Da. Vine pe cuța. Văd că nu prea mai vine. Mama, mama, mama. Da, tu aperi asta, X-Slayer. O să apăr, da, X-Slayer e boss în comentarii. Ce să apăr mai aici? Să zici mersi să nu pierd meciul aici. Ia să vedem.
rămas ăla wizard în viață, cu o fleșcăniță de viață. Pleșcănița! A rămas cu 3 HP și nebun la capăt. Hai frate, dă-i aici challenge-uri în continuare. Dă-i, 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 dă-i. Dă-i, să nu ne oprim niciodată, Rafat, în joc. Dă-i, pleșcăvița, pleșcănița. Dă-i, bagă, bagă sula în ăla tu, tu bagă sula. Voi băga sulile așa. Balon și cu rage, tot ce trebuie. Oi de mine și de mine. Și de mine. Dă și cu spatele ăla. Da, băi, dă cu spatele el, mă. El dă cu spatele, el e... E Mașalierovici. Opa! Opa! Ia uite-i bă, apare și tot Mega Knight. Păi de ce să n-ai bă, Mega Nite? Uite, fii atent cu trage. Trage și tu nu și elea două. Mega Knight-ul ăla da. Niciodată nu o să ajungă unde trebuie. Bă, dacă-mi trag, bă, bă. Iubesc, frate, tunul ăla. Pleșcănița. Pleșcăvița. Cred că o să lasă, lasă de-a un hit în turn. Dacă ajunge, dacă cred că ajunge. N-a ajuns, ok. Că-l domnim pe ăsta până acum. Lasă-l pe ăla să dea ce vrea el să dea. Trag în ăla, o să le pleznească pe amândouă, aia e problema. Mamma mia, che mai ermala, mamma mia. Poate mulți nu înțeleg gluma asta. Nu se uită gen. Da. Olo, cum să joacă, că nu mai înțeleg nimic. Zici că jucăm pleșcăvița aici. Ia uite unde aruncă, bă. Oh my god, unde oh my god, stai puțin, Rafa, stai puțin că am belit-o aici. Auzi cum s-aude aici, nebun. Olo, nu, 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 am dat logo pe lângă, bă, frate, ce meciuri sunt astea, că mi-a explodează creierul, bă. Mamă, zici că am test la matematică, bă, frate, dar sunt prea grele. Mă, vreau să văd cu cine mă joc, dar pune cărți non-stop așa, 5700 pune, 6100, deci sunt player bun, Rafa, ăștia. Îmi explodează creierul, frate, joacă mult prea bine, ori nu știu eu să joc deck-ul. Ok, și poate asta. Hai, du-te, 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 du-te. Nu sper că nu decola cu, cu de electros de aia micuț. Mamă, mor aia pe mușchetara aia, uite câtă value e și ea. Uite bă, pleșcăniță asta. Ok, o să facă un porc aia. Bă, dar logo e insane, bă. Mamă, dacă ne deam puțin pe dreapta, wow! Atunci puteam să spun mama mia che far pala. Che far pala. Înseamnă, mama mea ce flacără! Aoleo, nu ăsta iar, bă, frate, iar ăsta? Se pare că iar ăsta, Rafa.
Pune o clădire în față, te rog eu. Cred că am încurcat-o aici, Rafa. Eu așa zic. Ia. În locul ăsta o să rezolve tot, ești nebunia. Ștearsă tot, ești nebun, toată mapa să ștearsă. Wow. Aoleo, măiculiță, nu iar, bă, bă, frate, dar urăsc asta, bă, când faci asta. Și ăla, nu dă-n cer, mă, tunul ăla, mă. Mamă, dar mereu clădiri, bă. Clădiri și Mega Knight, mereu. De ce ar face asta? Mereu, gen. Nu sări, mă, stai, mă, cu minte, mă. Stă nebun, nu săriți, mă, voi. Haide, uite ce e acolo sus. Uite câte vin mâncați, aș cura. Bă, zici că e nebun ăsta, zici că e sclerozat în ăla. Pune mă, bă, frate, dar mă nebuni cu asta, asta, el face asta, non-stop. Nu zici că joacă pleșcăniță aici. Bă, frate, dar ce decuri sunt astea, mă, așa? Bă, eu n-am cum să joc decul ăsta aici. Ce să mă antrenez eu aici, mă? Că are 10.000 de clădiri și cred că astea sunt contrele. No. Nu e bun decu. Nu e bun decu în situația asta. Nu e bun decu. Bă, frate, dar nu pot să fac un win să iau chestul ăla și să ies din joc. Mai trebuie un winache. Mamma mia, che farfalla! Acum chiar pot să zic asta. Du-te, 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 bă, Ilie! Împinge o împinsă pe săraca femeie. Una, două, trei, patru și clip educațional cu X-Lader. Învățăm să numărăm frumos. Numărăm cu X-Lader. Bum. Pe că aici trebuie să gândim, să o gândim bine de tot. Pe că aia niciodată nu o să ajungă unde trebuie. Eu ți-o spun. Problema e că ajuns să hobă unde trebuie. Dar acum am liber. Liber ca pasăra celului să duce hobul ăla. Ia uite, a dat rachetă pe el. Dacă nu dădeam logo-ul ăla, era câștigat jocul. A dat rachetă asta. Cu decul ăsta niciodată o peca nu se ajunge la torn. Ia, stai că începură pe partea asta. El încă vrea asta, ești nebun? Cu doua wang. Wang. Stai puțin, Rafa, că e belea mare aici.
Bă, frate, dar erai înghețat, termină! N-ai mă, bă, frate, bă! Pune peca la mici. Bă, frate, dar cele mai mari contre pentru decul ăsta mi le dă. Bă, bă, clădiri, bă, peca! Aoleo, nebunesc cu acest joc și vine comentarii că nu știu să joc. Și vin comentarii. Vin băieții și tu ai pus cartea aia greșit. Îți dai seama că în căldura asta momentului, cum se spune, nu mai pui cărți corect. Intri în panică și pui greșit unele. Una e să stai așa în chiloți în pat, supernă, și să te joci. Logic, una e să stai cu Rafael aici, care te intimidează. Wow. Cu un asemenea bărbat. Cum poți să stai aici așa? Că pe ăsta-l bat, pe ăsta-l bat. N-am cum să nu-l bat pe ăsta. Dat lightning strike, bă, polea! Bă, omul meu a dat lightning strike, bă! Lightning strike-ul pregătit. Uite-l mă ce are. Am încurcat-o cu ăla, e greu de bătut. Soare în turn, ești nebun. E o idee. Ia mai dai la niște pe ăștia. A, păi stai care clădire au și uitai. Da, mă, sigur. Bă, joacă fata, așa se zicea pe vremea mea. Joacă-mă și tu, fata! Wang, 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 wang. Și două lovituri acolo, perfect, perfect. Mm? U, ce dă ăla, mă! Trebuie să mă pregătesc pentru defensiva. Mama, m-a rupt! Ruperea! Are lightning strike omul tău! Omul tău are lightning strike! Contra. Și tornadă, ești de bun la capăt! O, dracu, nebunici ce ai! Eu nu mai dau atacuri! Bă, să vaporă, bă! Uite-te și tu. Tornada nu este contra pentru Hulk. Este contra pentru Pekka. Bă, nu mai contre, mă săturai fratele meu. Mă nebunește jocul ăsta. Mă face să... Aoleu, Doamne, nu mai contre, îmi dă, bă. Băga-mi aia și piciorul, de nu-i dau eu așa. Așa și acum dau așa. Nu da cea, hai mă, frate! Dă charge full, bă!
Full HP și cu rage, mă. S-a dus turnul, gata. Bă, dar mi se pare prea bun jucătorii ăștia. Eu cred că sunt, o să-mi boț, bă, de-aia buni. Orice ceva neregulă cu ei. Joacă prea bine, David. Nu e jucător, eu nu cred că e jucător. Ia uite cât te pune, bă, pe ăla și turnul era dus. O razna, bă. O, bă, nebunule, o, bă! Mamă, direct pe aia mi-a dat. Asta o lor razna acum, mamă. Asta crede că orice zboară se mănâncă. Lol. Uite, se duce pe turn ăla. Ce placement bun am făcut și eu, dar un cala gunoi. Dar un cala gunoi. Dă non-stop flăcări. El chiar e disperat să câștige, ești nebun. Olo, a dat charge aia, mamă, mă bate din flăcări acum. Bagă la surator, bagă la surator, bagă la surator. Da, mă, ca un laș, bă, mă bate din flăcări. Bă, ca exact un laș. Nu mai știu pe care să atac! Bă! Nu pot să câștig un match, că man, n-are cum! Nu există să nu câștigi un meci și din greșeală îl câștigi. Dacă îi dau Rafael Contu, îl câștigă din greșeală. Bă, frate, dar cu cine mă joc, mă, dă-mi dă durere așa de cap, bă. Bă, parcă vă care 1000 de trofee și ăsta. 3000! N-ai cum să joci la 3000 așa în viața vieților tale. Nu există să joci la 3000, să-mi dai mie creierul peste cap. N-ai ce cum să joci la 3000. Ori cred eu că sunt conturi noi și farmează ăsta acelea, Joe. Iar joacă toți. Nu e, poate nu e de cu bun, poate nu joc ce trebuie. Ia. Sireton ce scoate? Una, două, trei. Toată lumea are... Nu, n-am văzut pe niciunul fără Mega Knight până acum. Ce puternică mușchetara aia, aș lua-o de soție. Mama, a sărit peste logă ăla. Du-te, tată, dă-i și una. Mamă, te dea... Mamă, mamă. Eu să dau flăcărea, dar nu știu dacă mai ajung cu ea. Aia, nu mai dăm. Oricum turnul e dus. Oh, nu l-am ratat pe copilul ăla care trage cu arcul. În ăla trebuia să dau. Copilul cu arcul. Și tu ce defensivă insane are decul ăsta. Mie nu vine să cred.
fratele! În sfârșit îl bat și eu pe ăsta. Nu există să mă bat ăsta. N-are cum. Aoleo, Rafa. Aoleo, Rafa. Un win în 56 de minute. Come on! N-ai cum. Mândru de tine, mare. Legend! Haci, dacă nu te sparg tot, sparg tot pe masa asta. Nisip la aripioare. Bă, frate, bă, e făcută în așa fel să nu-ți dea legendară, bă, că e gratis. Dar a fost următorul câștig de prim. Bă, da, eu spun, dacă băgam decul ăla, care curentează pe sus, eu câștigam toate meciurile în 5 minute. Ăsta nu e tech de jucat aici cu el, dar am vrut să învăț ce o să joc, să, dacă înțelegi ce vreau să fac. Hai să vedem ce pune acolo. Ok. Barbarde, ok. Dar e decul tău ăla vechi. Aha. Uite unde-l chemai pe ăla. Ca să-i dea balonul! Un hit, băi, căpiat-o. A dat și zapu. Bă, du-te naiba cu violatorii din Vaslui. Bă, frate, dar nu mai joacă nimeni astea, cărțele astea. Nu mai sunt actualitate. Te deci tu, n-ai ce face cu cartea aia. Na, da, tit. Aha, moare. Una, două. Îi las pe ea să-și facă talentul. O să dea value aici. Cărnat-o. Asta joacă deck-ul tău ăla după timpul, ești nebun. M-am înnebunit la cap copilul ăsta. Unde, bă, tunul, bă, unde e tunul? Unde a dispărut tunul? Unde a dispărut tunul, că mor aici? Ah, oh, mai că cred că mai dau un singur meci și după ne băgăm puțin la sombra, fă, adică a ajuns rage-ul ăsta. Rage challenge, chiar e de rage ăsta. Da. Hai Omega Knight în cap la ăla. Una, două, trei, a pus golem, ești nebun? Dacă eu apăr golemul ăsta, Rafaele... Mamma mia, che firepalla! Am apărat, bă. Am apărat un golem, nu-mi vine să cred. Decul ăsta apără un golem. Bă, frate, dar mi-e frică când vine un golem. Golemașul. El apără un... Ia uite, bare, și Inferno Tower. Bă, eu nu înțeleg de costul ăia.
uite-te aici, uite-te aici, uite-te aici, show. Că nu mai știu ce să mai fac, dracu, dă-te blue screen la creier. Problema e, știi ce, trebuie să prinzi experiență pe deck-ul ăsta în așa fel încât să știi cum să aperi fiecare carte. Și cam ce faci. Da. Uite, da. De exemplu așa, pun așa și dau așa, uite. Iată. Are... Omul meu are și pusă și el un Inferno Tower, zice, îl pun și pe ăsta acolo, să fie și el acolo. Deck-ul lui nu are niciun sens. Uite-te și tu câte brabețoi, câte răhățoi și mi-au omorât toate unitățile alea de 7300 de elixir. Mai dau un rafa până nu câștig unul ultimă. Ultimă. Ultimă, dacă, dar trebuie să câștig. Hai să vedem. Tu să iei ăla înainte, ok, are Tesla, bă. Bă, dar oricine trebuie să aibă o construcție, nu? Toată lumea joacă în regulă aici, bă. Iar pune hobo. Cred că pusei puțin cam repede. Puțin cam prea repede, a? A dat o lovitură. Crax ar fi dezamăgit de mine. Bă, dar dă magician, magician la pod. E prima oară când văd asta, ești nebun. Bă, l-a lăsat în pace. De ce să mai dusă spre el? Eu vreau să înțeleg această... Uite, bă, și dau și fireball-e, mișto. Wow. Uite ce fireball-e dau, bă. Bă, frate, dar joc exemplar. Mai bine să mai închid episodul ăsta, că bă, nu câștig, nu punam. Nu-mi dă adrenalina aia. Nu e satisfăcut X-Raider. Nu se mai uită nici dracu până aici. Acum putem să vorbim ce vrem noi, că nu se uită nici dracu. Wow. Uite-l pe ăsta cu freeze. Uite-l pe ăsta, a cheltuit tot elixirul și acum... De pe moment că mai și are să apere. Ia uite. Trece log pe log. Ne-am luat turnul unul la altul.
Dar asta m-a lipsat în toată asta boală. Știu ce vreau să fac. Vai. Eram sigur, bă, că vrea să fac aia. Boler pune. Oh my god, tornada proastă, totul e prost. Totul a fost prost dat, pare rău să-i spun. Boler pune, boler, eram sigur că boler pune. Dar are altă voce, mai răgușită. Ce încearcă copilul ăsta, mă? Uite cât value ia mușchetarea, mi se pare insane. Că niciodată în viața asta poate să dea el 7000 de frizuri. Ia uite-l, mă, m-a bătut, ești nebun, m-a bătut! M-a bătut, bă, sting tot!